veacuri întregi, oamenii încercau să-și afle secretul de a-și conduce viața, să atragă în viața lor bunăstarea, fericirea, bogăția, iubirea, sănătatea. Dar totodată, ca toate suferințele, bolile, să fac cumva, să treacă pe alături. Oare nu aista e marea dorință a fiecărui om? Și dorința asta, visuista, foarte bine a fost realizată în poveștile, legendele, mifurile la toate popoarele lumii, unde se povestește despre așa minuni că săracul într-o clipă se făcea bogat, unde așa-i peritură într-o clipă devenea un mușchios și așa-l ninunat într-o clipă devenea o frumusețe. Dar o chestie este în povești și o chestie este realitatea. Oare se întâmplă așa transformări minunate? Și deși așa transformări le sunt date numai la un procent foarte mic de lume. Și totuși, hai să recunoaștem că în povești întotdeauna a fost semănat un grăuncior de aur, de adevăr, că toate minunile descrise în povești nu sunt altceva decât posibilitățile reale a omului. Posibilitățile care majoritatea oamenilor o pot conștientiza, se pot atinge de ea zilnic prin vise. De pildă când lucram cu cineva care se ducea la oncocentru, la Chișinău, și când se întorcea acasă, a doua zi se zisa nereasă. E spărietă ca atât internetul și nu își punea întrebarea de ce o zisat așa zis, dar vroia să afle și o să urmeze. Peste tăt era scris că dacă s-o zisat nereasă, va muri de grabă. Poveștile ne lămuresc despre minuni, dar noi și trebuie să facem, trebuie să găsim așa o cheiță fermecată ca să deschidem o ușă, labirint, în viața noastră, care să ne ducă pe calea minunilor. De exemplu, nu știu dacă știi, dar acei genii a omenirii, oamenii geniali, unul dintre ei este așa care o descoperit, o făcut, becul acesta. El de undeva, el pentru a ajunge la acest becușor, care noi îl aruncăm, îl folosim, ne luminează noaptea, el a făcut 5.000 de experimente. El avea o metodă unică care îl făcea ca să doarmă un somn cu durata de 2 minute, când ajungea la hotarul și la microscopic între starea de veghe și somn. Și ca să nu îl încurci nimeni, avea la picioarele lui pus un ligian. În mână ținea un podnos cu un șarec de metal. Și el când începea să adoarmă, șarecul ăsta la un moment dat chica în ligian și el putea să-și programeze mintea, subconștiința, ca să ajungă în legătură cu acel spațiu informațional al Universului, unde sunt toate programele noastre de viață, deoarece la 6 săptămână de dezvoltare a copilașului în pânci la mama, în palma lui apar liniile, soarta. Și dacă nu faci nici schimbări, ai să mergi după liniile astea de viață. Așa secret îl știe și Salvador Dalí. Așa secret a somnului de 2 minute îl știe și Aristotel. Eu nu-ți propun ceva ieșit din comun, deoarece câte femei au greutatea de 150 de kilograme
Câți bărbați au peste 150 de kilograme și nu pot conștientiza. Lor li se propune, dă un pumn de bani, cumperi niște ceaiuri și ai să slăgești. Da, ei slăgesc 2-3 luni, numai că nimeni din dietologi nu spune că din toate milioanele de diete lucrează doar 2%. În cap nu se vâră nimeni. Eu când mă vâr la cineva în cap, am cheița mea specială, descui subconștiința omului. Și îl întreb, cine a pornit programa, că ai pornit zavodul de jir în tine? Printre altele, dacă ți-ai dat seama că acest zavod de jir a tău, că ai 150 de kg, și sumă de bani nu-ți permite să vină în viața ta. Deoarece zavodul tău de jir, posibil, este o armă, dacă ești femeie, să te aperi de bărbat când vrei sex. Tu trebuie și minunată să nu te vrei nimeni. Cineva de gura lumii, să nu zic că este o curvă, pornește programa de jir. La bărbați alea că e altfel. Cineva la vârsta de 4 ani, cu o scânduriță de la Iașic, a fost pălit la fundătoare de unchiul, fratele lui tata. Altul, când și-a cumpărat un jeep mare, mașcat și merge cu fostul stăpân a mașinii, mergeau să o pună pe uciot la găi, s-o simțit la rulă la mașină, așa e că el e mare, are ves. Și s-o porni programa de 150 de kg, încă soții să-l mai ajuta ca el să obișnuiască pe dânsa că el nu vrea să-i dăie ceva în pat. Fix așa e cu programa de bani. Demonul să rășie din tine nu e altceva. E lumea ta imaginară. Că tu cândva te-ai obișnuit pe cineva și această obidă ți-a închis canalul de bani. Când îl rugăm să arăte fața, mulți își văd copiii, mama, tata, vecinul, care n-are nicio atribuție. Pur și simplu omul cu așa reacție și-a închis canalul de bani. Câți oameni sunt care își duc, ajung într-o stare, că ești deprins să poarte în buzunare 1.000, 2.000 de euro. Și cum suma asta se mărește de 3.000 de euro, de pildă, ajunge, ei intră într-o stare de panică. Cât sunt aceia din voi care lucrați în Europa, Rusia, așa făceam și eu și nu mă percepem de ce. Venim acasă cu un pumn de bani, mă ducem de două ori la bazar, încărcam mașina cu de tăt. Venim acasă, ne înșăram și îmi punem mâini din cap și am cumpărat. Că ele mie nu-mi trebuie lucrurile astea. Asta se numește termostatul de bani. Și acum, eu, studiind ani de zile, în total 15 ani de zile, am învățat multe și mărunte cum lucrează mintea omului, am învățat și cu ajutorul Sfinților. Și dacă vrei schimbări în viață, cât nu te-ai stărui tu să te faci bogat, să te faci frumos și sănătos, n-ai nicio șansă. Măcar că ai 50 de ani și îți promiți de atâtea ori că eu mă duc în Franța să câștig bani să mă fac bogat. Când ai să înțelegi că tu ești un cățeluș legat pe lanțug la cușca ta. Cușca ta este forma de gânduri care nu o poți schimba zi de zi. Și tu toată viața ta ai să te învârtești în cercul ăsta cât îți permite lungimea hlanțugului. Cu toate că la un moment dat poate te ridici, dar pe urmă chiși în bani. Și așa care vin cu cancer, ei uită de boală, numai datorită la așa că căutăm semi, o pornit o programă de mânie. Și încă una, că omul trebuie să vrea tare. Ultima vreme am început să învăț așa o știință, ca și percele otrăvitoare. Ia uite ce frumusețe. Asta e șpearcă, nu-i scoică. Asta tot este o șpearcă, nu-i scoică. Vedeți? Două șperci diferite. Asta tot este o șpearcă. Asta șpearcă, când o strângem și am sunat pe cineva prin video, când a văzut fetița, îi spune că Neni Igor, nu pune mâna că e o trăjitoare și ai să mori. Dacă mănânci un gram dimineața, un gram seara,
de șpearca asta uscată. Ea are două componenți chimici. Și al meu otrăjător este acidul ibotenic, dar și ce conține mustenolul, asta permite ca creierul să hrănească cu oxigen și dacă iei o doză de cei de voinic, de vreo 3, 4, 5 grame, ea te atclucește și îți arată că alte mărimi a lumii paralele. Doar șpircile până în veacul 12 erau disemnate în mâinile la diferiți sfinți. Și acum, dacă tu vrei într-adevăr să te faci bogat, să te faci sănătos, să te faci iubit și te primești pe tine, deoarece noi, toată viața noastră, fugim în cercul ăsta și nu permitem să schimbăm nică în viață datorită la o frică. O frică care nu vrem să o trăim în real și nici nu poți conștientiza câtă energie de viață îți fură frica asta. Și încă una, este așa nuanță ca sufletul. În veacul 19, datorită cum și-a putut să dezvolte știința, să învețe organismul uman, să dezvolte medicina, fizica, chimia, toate științele astea, nuanța de suflet și de duh. Duh este antena ta cu așa care te-o trimis pe pământul ăsta și el te conduce 50% din tine îi aparțin Creatorului și 50% din tine îți aparțin ție. Și când tu te-ai înnegrit aici, te-ai depărtat de Creator, în loc să capiți tot ușor, dar tu le capiți tare greu. Și eu ce fac? Eu am așa niște instrumente, uite așa o cheiță specială, vezi? Pentru mintiuca omului. Punem, intrăm în subconștiință, aflăm care programe de viață, care situații, scene, ți-o pornit în viața ta programa să te tengi de bani ca dracu de tămâie. Care situații scene din viața ta ți-o pornit programa ca viața ta să o trimiți în unitază. Și când faci o leacă de curățenie aici, când ștergem toate problemele astea care ți le-au băgat mama, tata, frați, surori, învățători, grădinița, că tu, dacă acum ai conștientizat, așa-i lumii care ți-au dedicat copiii tăi, fiindcă ei n-au nici o figă, ei n-aveau cu și să-l înveți pe copilul tău în viață, tu amănuiei da copilul să-ți-l educe. Atunci erai nevoit, erai sărac. Și în viața asta este așa o lege, că noi avem ceea și vrem să avem, și noi vedem ceea și vrem să vedem. Noi ne uităm la realitate, mintea noastră așa e făcută, că noi nu vedem realitatea de plină, dar vedem așa ca și cum ne-am uitat prin tocul ăsta și o bortă și ne-am uitat și vedem 10% de realitate. Restul, creierul nostru pornește imaginația. Doar Creatorul ne-a dat dreptul, libertatea la imaginație. Și tu și-ți imaginezi, așa îți vine în viața ta. Eu șterg programe din cap și bag alte programe, că tu trebuie să fii bogat, fericit, iubit și sănătos. Tu vrei altceva?